Bine v-am regăsit la știrile din sport. Tot mai mulți creditori cer Astrei insolvența. Clubul giurgiuvean nu este departe de a intra în plasa ce a prins 7 echipe din Liga 1, amenință președintele AFAN Emilian Hulubei. Banii de la UEFA sunt pe final, iar dacă Nicolae nu va investi, Astra va avea probleme. În aceeași situație ar mai fi și Ceahlăul Piatra Neamț, care are datorii foarte mari. După ce a scăpat de datoriile către jucători, acum Astra Giurgiu mai are de plătit datorii către impresarii acestora. Mai mulți terți care au intermediat transferuri ale Astrei își cer acum drepturile financiare restante și în același timp insolvența clubului. Acest lucru ar trebui să îi îngrijoreze pe șefii clubului, deoarece insolvența ar putea să o afecteze pe Astra. Fac un anunț important, alte două cluburi or să intre în insolvență. Nu pot să le spun numele, dar situația este foarte proastă în fotbalul românesc din punct de vedere financiar, a declarat Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și non-amatori din România pentru Digisport. În afară de cele 7 cluburi din Liga 1 care deja sunt în insolvență, Astra Giurgiu și Ceahlăul Piatra Neamț au o situație financiară dificilă. Ioan Nicolae a refuzat să mai investească la echipă după ce a spus că s-a săturat să o mai întrețină, iar de atunci clubul supraviețuiește din banii proveniți din participarea în cupele europene și drepturi de televizare. Ioan Nicolae nu traversează nici el o perioadă foarte bună, fiind implicat în mai multe dosare de corupție. Totuși, Astra Giurgiu s-ar putea salva de la insolvență dacă miliardarul ar începe din nou să investească. În același timp, lui Dorinel Munteanu se antrenează în cantonamentul din Brașov, acolo unde nu au putut fi prezenți cei care au fost convocați la echipele naționale: Silviu Lung Junior, Vincent Laban, Danus Pătaru și Ben Youssef. Copiii de la secția de tenis de masă a CSM Dunărea Giurgiu vor participa începând de mâine la campionatul național pentru juniori. Campionatul este pe echipe, iar din Giurgiu vor participa una de masculin și una la feminin. Copiii sunt în cea mai bună formă și pot face o figură frumoasă. În perioada 26-29 martie va avea loc la Buzău campionatul național de tenis de masă pentru junior 3, unde Dunărea Giurgiu va participa cu o echipă de băieți și una de fete. Practic e repetiția finală a copiilor în vederea participării începând de mâine la finala campionatului național de junior 3, fete și băieți. Anul trecut, la aceeași competiție, dunărenii s-au situat la final pe locul 4 la băieți și 6 la fete. De această dată, participarea este mai numeroasă față de anul trecut. La Buzău se vor întâlni 30 de formații masculine și 29 feminine din țară. Vom participa cu două echipe, una de băieți și una de fete. Sunt 4 băieți și la fete avem 5 fetițe, pentru că a 5-a fetiță, chiar dacă e mai micuță, de 10 ani, trebuie introdusă cât mai mult în circuitul național. Nu îi sperie concurența, pentru că ei sunt obișnuiți cu așa ceva. Dacă echipa de fete este calificată direct în faza finală, cea de băieți este nevoită să dispute 4 partide eliminatorii pentru a participa și ei în faza finală. Așteptările mele sunt ca copiii noștri să evolueze conform pregătirii care am efectuat-o până acum. Încă o dată repet, sunt într-o formă maximă de pregătire. Anghel Corbu l-a felicitat pe elevul său, Cătălin Doncea, jandarmul care a cucerit aurul la campionatul BAI. Este un sportiv deosebit, l-am sub îndrumare, pregătire, cam la vârsta de 7-8 ani. El are acum 45-46 de ani, e un exemplu pentru copiii din sală. El e apt să joace încă mai bine de 10 ani de acum încolo. Vineri și sâmbătă, sportivii giurgiuveni practicanți de lupte greco-romane vor participa la competiția națională Cupa Oltului la Râmnicu Vâlcea. Clubul Dunărea Giurgiu a selectat o delegație de 10 luptători care au cele mai mari șanse de a obține o medalie. După ce s-au antrenat cu manechinul Mitică, luptătorii giurgiuveni vor participa în datele de 27 și 28 martie la turneul național Cupa Oltului, organizat la Râmnicu Vâlcea. Echipa de lupte a Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a primit invitația de a participa la o competiție importantă de lupte greco-romane, competiție organizată de Clubul Sportiv Chimistul din localitatea Râmnicu Vâlcea. Competiția va fi un bun antrenament pentru memorialul Vasile Popescu, concurs de lupte ce se va organiza la Giurgiu în data de 18 aprilie. Trebuie să spunem că această invitație a venit în urma participării noastre cu rezultate foarte bune în ultimele 6-7 concursuri, când sportivii noștri s-au clasat în
primii 5 în marea majoritate a competițiilor. Secția de lupte a clubului CSM Dunărea Giurgiu cuprinde aproximativ 50 de sportivi, însă nu toți au fost aleși să participe la următoarea competiție. Ne-am pregătit să deplasăm un lot format din 10 sportivi. 10 sportivi, cei mai buni, cei care au o șansă reală de a urca pe podium. Atât din sport pentru astăzi, cu mai multe informații vă aștept și mâine. Până atunci, nu uitați să faceți mișcare, pentru că sportul înseamnă sănătate.